Salut! Suntem înainte de plecare spre Santiago și tot încerc să vedem ce se întâmplă cu bagajele astea, că sunt prea multe. Cred că aici este minimul necesar, respectiv aici ăsta e rucsacul, are 1,8 kg, cu bețe cu tot să ducem 2 kg și un pic. Bocancii mai 1 kg, papuci pentru baie, dușuri și nu știu ce, sacul de dormit, plus cearceaful anti-insecte, plus perna sunt acolo. Asta este trusa pentru mers la baie. Asta este trusa cu medicamente. Dar medicamente mai sunt și în punga asta unde se plin de tot ce înseamnă blistere, pansamente pentru eventuale răni. Două perechi de pantaloni. Un prosop și un pantalon scurt de noapte. O geacă de vânt, o geacă de ploaie, o șapcă. Un baf. Niște mănuși în caz că este foarte frig. Patru tricouri. Deci o rap și s-a terminat lucrarea. Deci azi niște carduri de memorie, aici avem un remote de la o dronă foarte bună și mică, DJI Spark. Asta e toată drona cu două baterii de rezervă cu totul. Mai avem acolo o chestie mică în care sunt o grămadă de accesorii pentru cabluri, triplă, USB și avem o cană, cuțit, lingură și o mică farfuriuță și mai am două ore și plec. Către stația de tren. Am o ștabilă pe credențial.